În timp ce numeroși elevi din mediul rural nu au tablete cu ajutorul cărora să participe la orele online, noul președinte al Senatului anunță achiziții în regim de urgență pentru ca senatorii să nu mai voteze telefonic. Tabletele pentru senatori, nu pentru elevi. Demersurile se fac în regim de urgență. Pentru copiii defavorizați, în schimb, nu s-au luat măsuri prompte. Nu e bine deloc. Nu e bine. Ce fac ăștia? Au terminat țara de tot. Ia întâi la elevii, ca să aibă pe ce-și face cursurile și după aia la senatori. Oamenii spun că tabletele erau mai necesare elevilor și că nu este de mirare, pentru că sunt obișnuiți cu sistemul din România. Păi ăsta e sistemul. Ceva de spus în chestia asta, toată țara știe. Tot poporul ăsta știe cine sunt ei. Se prefacă neconduct, dar nu conduc nimic. Ei se conduc pe ei. Pentru ei. Și nu e nimic de spus, un plus. Toată lumea știe lucrul ăsta. Oriunde. La aproape un an de când a anunțat că le va cumpăra tablete tuturor elevilor care au nevoie, Ministerul Educației nu știe care este situația. Conform lui Sorin Câmpeanu, după ce au fost distribuite 250.000 de dispozitive, numărul copiilor care nu pot participa la orele online a crescut.